Bun găsit, dragii mei, sunteți cu mine la lecția de română cu har și astăzi vreau să abordez un subiect intitulat astfel. Puțini, dar buni. Toată lumea știe această zicală, însă care este importanța acesteia? Haideți să vă spun un lucru. Știți foarte bine că eu am un canal de YouTube, cel pe care îl urmăriți chiar acum, și că am creat niște materiale pentru titularizare și definitivată în urma unei experiențe ample de 9 ani în care am susținut neîntrerupt titularizarea. Sunt doctor în filologie, în științe umaniste și sunt înscrisă la gradul 1. Am obținut titularizarea cu note cuprinse între 7,60 și 9,80, titularizându-mă în Costinești, județul Constanța, cu 9,80. Ei bine, în urma acestei experiențe, am considerat că pot să dau mai departe, pot să ajut persoane care poate încearcă de mult timp să se titularizeze și nu reușesc. Desigur că eu nu pot să creez posturi pentru acele persoane, însă pot să le garantez faptul că dacă urmăresc cu atenție strategia pe care am creat-o la metodică, literatură și abordările pe care le-am realizat la gramatică, atunci persoanele respective pot obține o notă foarte apropiată de nota maximă, dacă nu chiar nota maximă. Și de ce nu este bine să colaborez totuși cu toate persoanele care îmi scriu? Pentru că trebuie să fac o selecție. Da, este important ca eu să selectez oamenii cu care voi colabora. Ce înseamnă acest lucru? Și vă sfătuiesc și pe voi și mai spun încă o dată mie, îmi reactualizez această informație. Persoanele care vă solicită să lăsați la preț, să negociați prețul, nu știu niște lucruri esențiale despre viață. În primul rând, nici la piață, din punctul meu de vedere. Prețul nu se poate negocia. Pentru că omul acela a pus un preț pe care l-a considerat și, dacă el așa a vrut să pună prețul, are un motiv bine întemeiat. Cu atât mai mult cu cât îl cunoașteți deja și ați cumpărat banane, portocale, prune de la omul respectiv și ați observat că aceste fructe au fost gustoase. Probabil că el știe de ce pune acest preț. Iar prin simpla dorința voastră de a negocia prețul, fără să vreți, încercați să îl jigniți. Și un alt aspect important. Persoana care pretinde o negociere de preț, din păcate, pune preț pe altceva decât pe ceea ce puteți dumneavoastră sau puteți voi să oferiți. Cu alte cuvinte, eu nu am de ce să colaborez cu o persoană care îmi spune să las la preț. Având în vedere că eu știu că ceea ce ofer valorează, nu costă, ci valorează mult mai mult decât prețul pe care îl plătiți. Haideți să vă spun încă o dată, în cazul în care nu știți, ce anume ofer. Comentarii complete, pe repere, pentru titularizare. Excepție făcând, Mircea Cărtărescu, opera lui Mircea Cărtărescu, și aici mă refer la proză, pentru că am doar o schemă acolo. Nu am, într-adevăr, tot comentariul, tot eseul. Și Camil Petrescu, schemă pe dramaturgie. Am respectat și acolo reperele, însă sunt sumar evidențiate. În afară de aceste comentarii complete pe baza reperelor, mai ofer metode, sugestii concrete de rezolvare pe baza modelului ERR, evocare, realizarea sensului și reflexie, pentru toate tipurile de didactică, de didactici. Didactica lecturii, didactica oralului, didactica redactării, didactica interculturalității, absolut tot ceea ce se cere la examen. Și la gramatică am posibilități combinatorii și grupuri sintactice. Pe lângă aceste elemente, eu ofer funcțiile limbajului, stilurile funcționale,
accesul la drive-ul pentru BAC din anii trecuți, accesul la drive-ul pentru evaluare națională din anii trecuți, videoclipuri utile, anumite videoclipuri de pe YouTube sunt încărcate și în acel Google Drive la care eu dau accesul, recenzia ale cărților și colaborarea cu mine pe viață la un grup de WhatsApp. Deci includerea dumneavoastră, includerea ta, a voastră, într-un grup de WhatsApp în care îmi puteți scrie oricând. Iar eu, când mă eliberez puțin, vă răspund, vă ofer sugestii în continuare, vă ofer indicații, materiale suplimentare dacă aveți nevoie și doamnele de acolo deja știu cum funcționează lucrurile și ajută și ele cu ceea ce pot. Este foarte important să ai un grup de sprijin, un grup în care oamenii chiar să se ajute. Nu doar să pui o întrebare, cum sunt multe grupuri de WhatsApp, chiar din unul am fost eliminată, pentru că îmi promovam canalul. Și în aceste grupuri multe persoane întreabă diverse aspecte și de cel mai multe ori nu răspunde nimeni. Eu, practic, le am în grijă pe aceste doamne, între ghilimele. Nu înseamnă că le sunt superioară cu ceva, sub nicio formă. Doar că am o experiență și că știu poate anumite detalii, anumite aspecte care se punctează la examen, pentru că eu am trecut prin acest proces, prin raportul încercare sau relația încercare și eroare, știu exact unde am fost depunctată, știu exact ce am avut de lucrat, unde am îmbunătățit, în urma tuturor studiilor pe care le-am realizat, în urma cursurilor de formare, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu doamnele metodiste și așa mai departe. Eu ofer, practic, în urma acestor aspecte pe care le solicit, bineînțeles, în urma plății pe care fiecare o face, ofer o experiență. Ceea ce spun eu că este net superioară banilor pe care cineva îi achită. În momentul de față am 116 persoane, dacă nu mă înșel, în grupul meu de WhatsApp și ele pot confirma faptul că de fiecare dată când au avut o problemă și atunci când am putut, le-am ajutat. Asta fac și asta voi face de aici înainte. Eu am postat constant materiale și nu le-am mai luat bani în plus doamnelor. Să presupunem că o doamnă a intrat în acest grup în 2023. Ei bine, eu am încărcat și în 2024 materiale. Însă doamnele respective nu au plătit nimic în plus pentru acele materiale, pentru acele rezolvări. Și asta am putut să creez. Nu știu dacă mai există astfel de oferte pe piață. Din câte știu eu, nu. Eu vă spun exact ceea ce mi-ar fi plăcut să primez la rândul meu atunci când eram studentă, poate atunci când eram lipsită de experiență la catedră, mi-ar fi plăcut să fiu într-un astfel de grup, să achit o sumă, dacă aș fi știut de atunci ce înseamnă să apreciezi pe cineva și să investești mai des în ceea ce te reprezintă și să am acces la niște materiale, să discut cu niște doamne cu experiență care să îmi ofere răspunsuri la toate întrebările și la dilemele pe care le avea. Ce este foarte important să ai acel sprijin. Să știi că poți să ajuți pe cineva. Să știi că aceste doamne din grupul tău chiar te vor depăși. Vor acumula experiență, vor acumula informații și vor fi până la urmă mai bune decât tine. Ăsta este rolul. Ăsta este rolul unui profesor, de fapt. Mă bucur când văd un copil mai inteligent decât mine. Mă bucur din suflet că un copil scrie frumos. Eu am avut întotdeauna o problemă cu acest scris. Uitați-vă puțin, cred că se poate vedea faptul că scrisul meu este unul aproape mizerabil, însă să știți că am observat, dacă mă străduiesc, eu pot să scriu mai frumos, dar nu mă străduiesc suficient. Și atât că prin efort, prin investiție, lucrurile bune se întâmplă. Și eu nu vreau să am de-a face cu persoane care mă întreabă dacă pot să le ofer o șansă la o micșorare a prețului. Nu vreau să aud asemenea aspect. Le-am dat șansa să achite și în rate, le-am dat șansa să le-am făcut o ofertă de preț, adică în sensul că le-am spus exact ceea ce au de ceea ce primesc dacă ele intră în această horă, dacă vreți să o numesc așa,
ceea ce ofer. Mai am de precizat un aspect. În afară de aceste materiale la metodică, gramatică, literatură, accesul pe viață la Drive, la Drive-ul respectiv, accesul la grupul de WhatsApp, eu ofer și proiecte didactice model. Am proiecte didactice pentru liceu și am și pentru gimnaziu. Bineînțeles, teste, bareme, analize SWOT, planificări și alte aspecte care cred eu că sunt importante pentru un profesor, cu atât mai mult pentru un profesor debutant. Încă un lucru pe care l-am pe ordinea de zi, să spunem așa, este acesta referitor la proiecte, dacă tot am adus în discuție, vreau să lămuresc și acest aspect. Sunt persoane care mă contactează în privința redactării proiectul de lecție și în privința redactării lucrărilor. Și aici mă refer la lucrarea de disertație sau de licență, de grade, nu știu ce. Dragilor, una este să ofer materiale pentru titularizare sau pentru DEF. Alta este să redactez proiecte de lecție sau lucrări. Deci să nu facem confuzia între cele două aspecte. Consider că eu le ajut pe acele doamne oferindu-le un model de redactare a lucrării, a eseului la literatură. Eu nu pretind ca persoana respectivă, și sper că nu face nimeni asta, să învețe cuvânt cu cuvânt, pentru că nici eu n-aș mai scrie, dacă mă puneți acum, cuvânt cu cuvânt, ceea ce am scris în acel eseu. Eu știind baza, știind reperele, reformulez, întotdeauna reformulez. Și un comentariu, țin minte, când făceam cu elevii de clasele mari, clasele a 10-a, 11-a, a 12-a, eu nu scriam, nu le spuneam bucăți din comentariu identic cu ceea ce spuneam, de exemplu, la altă clasă. Eu întotdeauna reformulam. Și ei se mirau, cum pot să spun din memorie? De fapt, nu era din memorie. Era din, nu știu, dintr-o experiență acumulată, dintr-o capacitate de a jongla cu termenii, dintr-o bază, dintr-o structură pe care o aveam destul de clar în minte. De aceea spun că este de preferat ca aceste persoane să înțeleagă faptul că una este să oferi materiale, alta este să scrii lucrări cap-coadă. Materialele acestea sunt doar un ghid pentru profesori, pentru ca ei să știe cum se punctează, cum se redactează acel reper, de ce trebuie să țină cont, dar nu trebuie să scrie cuvânt cu cuvânt și nici nu este recomandat să tocească efectiv. Este clar că nu e vorba despre asta. De ce refuz persoanele acestea atunci când ele îmi solicită să le redactez lucrarea, proiectul de lecție? Pentru că eu consider că dacă doamna metodistă ți-a dat de făcut un proiect didactic, este responsabilitatea ta să-l faci, este tema ta. Eu percep într-un anumit mod lecția respectivă. Eu aș preda lecția asta folosindu-mă de metoda numită brainstorming plus mozaic, conversație euristică și eventual un jurnal de lectură. Un jurnal dublu, pardon. Am văzut niște exemple. Jurnal dublu este bun pentru literatură, nu pentru gramatică. Și dacă tu, ca profesor, nu vei face singur proiectul pe care îl vei susține în fața clasei, desigur, fiind flexibilă sau fiind flexibil la ceea ce se va petrece în clasă, pentru că nu poți să anticipezi, te vei mula pe situații, atunci tu nu vei învăța, tu nu vei evolua, tu nu vei ști ce anume ai de lucrat. Eu nu pot să-ți fac ție tema. Este o temă pentru tine ca profesor. Așa cum noi la clasă le pretindem elevilor să vină cu tema făcută și îi suspectăm pe cei care parcă au folosit un limbaj deosebit, limbaj pe care, de regulă, nu-l folosesc la clasă. Și spunem, nu cumva mămica ta te-a ajutat? Ea spune, ce înseamnă, inefabil? De unde ai luat tu cuvântul acesta?
E, nu știu, doamna, ce înseamnă. A, nu știu ce înseamnă. Măcar puteai să cauți în dicționar. Ideea este că noi trebuie să fim niște modele. Noi ne considerăm a fi, de fapt, modele pentru elevi. Dacă noi nu ne facem propria temă, cum putem veni în fața lor, pretinzându-le să-și facă temele? Și punându-le trei, pentru faptul că n-au făcut trei teme. Tu ai iubi un om ca tine? Tu ce notă ți-ai da când tu nu-ți faci propria temă? Desigur că voi stârni probabil nemulțumire în rândul oamenilor. De regulă, în rândul oamenilor care apelează la astfel de strategii. Plătesc pe cineva, îmi dădeau 1100 de lei ca să le fac proiectul. Oh, dar spuneau că deja e cam mult 100 de lei. Mergea și cu 20. Nu este în regulă. Eu nu vreau să am legătură cu aceste persoane. Nu le judec. Este realitatea lor, este viața lor. Însă eu nu rezonez cu aceste persoane. Din punctul meu de vedere, acestea sunt problemele din învățământ. Pe lângă, desigur, faptul că trebuie să ne ocupăm în același timp de 30 de elevi cu nevoi diferite, pe lângă faptul că poate salariile nu sunt satisfăcătoare, nu există posturi titularizabile, pe lângă toate aceste aspecte, ei bine, este important ca noi să înțelegem că munca înseamnă strădanie, înseamnă acea scriere cu toți nervii despre care vorbea Anton Holban, înseamnă un efort propriu, înseamnă a nu apela la cineva, a nu crede că toate sunt contra cost. Nici lucrări de licență nu redactez, nici de disertație, nici pentru grad. Nu știu în ce situație mă voi afla. Nu pot să mă bat cu pumnul în piept că eu n-aș face asta niciodată. Eu așa zic în momentul acesta și eu sper din toată inima ca cel de sus să mă țină așa, lucidă și să fac lucruri care țin de moralitate. Nu știu în ce situație mă voi afla. Nu știu în ce situație se află persoanele respective care solicită asta. Poate că au mulți copii, poate că nu au timpul necesar, poate că, știu și eu, nu au încredere în ele să-și redacteze singure lucrările. Nu știu. Motivele sunt variate. Însă, ceea ce spun acum, cred că se înscrie și nu doar cred, simt că se înscrie în curata linie a moralității. Redactați-vă singur lucrarea. Oricât de greu ar fi, redactați-vă lucrarea de licență. Este un efort, este o călătorie plăcută. Să citești, să cercetezi, să știi că din mâinile tale, din mintea ta, din inima ta, a ieșit o lucrare, s-a născut o idee. Ai luptat pentru această idee. Ai pierdut, poate, nu ai pierdut, ai câștigat niște ore de studiu. Redactați-vă singur lucrarea de disertație. Este o călătorie plăcută. Și lucrarea de grad, și lucrarea de doctorat. Practic, nu totul se poate cumpăra cu bani. Nu este lucrarea ta. Dacă tu ai plătit pe cineva, tu i-ai dat lui banii. Banii se duc foarte repede. Munca pe care el a depus-o. Sincer, nici nu aș putea să găsesc suma potrivită pentru persoana care face asemenea muncă. Eu nu aș ști să plătesc pe cineva. Eu aș considera că merită averea serioasă a multor parlamentari. Acea persoană care ți-a redactat ție lucrarea, repet, cu responsabilitate și cu seriozitate. Nu a dat copy-paste de undeva, a încropit două idei și a plecat mai departe. Acea persoană a făcut mai mult decât să câștige niște bani. Așa că redactează singur lucrarea. Poți. Azi citești puțin, mâine citești mai mult. Mai tai din scrolatul inutil pe internet. Ești profesor și poți. Vei putea. Dacă ești profesor și ești, poți. Banii, mai spun o dată,
Nu o pot cumpăra orice. Nu. Așa că, dragilor, rămânem cu câteva concluzii. Sper, în urma acestui material, puțin dar buni, banii nu o pot cumpăra orice. Eu sunt a voastră, Ana Maria Haraniță. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Vorba Elenei Gârstea. Sunt un om într-o continuă evoluție. Mă bucur de încă o zi pe pământ. O zi în care pot să mai citesc un rând. Mă puteți găsi pe Claudia Ana Litere pe Facebook. Dacă vreți să vă ofer mai multe detalii despre ceea ce fac cu adevărat, despre materialele pe care le-am creat, atât cu mintea cât și cu sufletul. Nu le vând, le ofer. Și ceea ce fac, uneori, de cele mai multe ori, nu are un preț. Iar cei care își vor da seama de fapt cum sunt cu adevărat și ce pot să ofer, nu vor avea nici cel mai mic regret, pentru că au achitat suma extraordinar de mare pentru ceea ce ofer eu, un sprijin pe viață. Pentru că din momentul în care colaborați cu mine, eu voi fi sprijin pentru voi și mi-am dat cuvântul pe viață în privința unor idei, sugestii și chiar materiale suplimentare. Cine dorește să mă susțină? Cine crede în educație? Cine înțelege că și banul este o energie și că suntem o energie? Poate oricând să devină membru de susținere. Taxa este 10 lei. De asemenea, dacă doriți să fiți membru pentru recenzia ale cărților, taxa este 30 de lei sau 25, sincer, nici nu mai știu. Dacă doriți să fiți membru pentru evaluarea națională, să vedeți modele rezolvate, simulări și chiar evaluări rezolvate, sugestii, funcții sintactice, valori culturale, morale, taxa este 40 de lei. Pentru bacalaureat, comentarii, inclusiv sinteze, subiecte rezolvate, taxa este 50 de lei. Pentru titularizare, cu modele, conform planificării, taxa este 75 de lei. Și dacă doriți și mai mult, inclusiv să aveți acces la toate cele inferioare, pentru DEF și pentru gradul al doilea, taxa este 100 de lei pe lună. Vă pup, vă doresc numai bine, investiți în educație. Dacă nu sunt eu potrivită pentru voi, atunci cu siguranță veți găsi persoana potrivită și veți investi în voi, de fapt. Nu vă gândiți niciodată că pierdeți banii. Nimic nu se pierde. Totul se transformă. La revedere!